Măsura trebuie aplicată în spații publice sau la locul de muncă de către toate persoanele, indiferent dacă acestea prezintă simptome de infecție respiratorie sau nu prezintă probleme de sănătate. De asemenea, începând din 6 aprilie, toate persoanele aflate în carantină în județul Maramureș vor fi testate prin efectuarea de teste rapide serologice pentru evaluarea riscului epidemiologic de infectare cu noul coronavirus, imediat după expirarea termenului minim de 14 zile de carantinare. Noi am hotărât la nivelul județului Maramureș pentru că existau foarte multe persoane care ar fi ieșit în această perioadă din carantină și care nu ar fi fost deloc testate, să facem un efort, să achiziționăm teste rapide serologice, care sunt diferite de testele biologice moleculare din laboratoare, dar cu aceste teste serologice putem și rapide putem să testăm fiecare persoană din carantină după ce se împlinesc cele 14 zile. Așadar, începând de astăzi, ori toate persoanele care sunt în carantină vor putea fi testate și măcar din punct de vedere al confortului psihologic e un efort important pentru noi. Adică oamenii măcar vor ști dacă a existat posibilitatea ca în ultimele 14 zile cât au fost în carantină să fie avut sau nu această boală. Fondurile necesare achiziționării testelor rapide vor fi asigurate de către Consiliul Județean Maramureș din fondul de rezervă al județului. Testele vor fi puse la dispoziția administrațiilor locale pe a căror rază teritorială se află centrele de carantină instituționalizată din Maramureș. Procedura de testare va fi realizată de către voluntarii de la Crucea Roșie și cei ai serviciului maltez, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție personală și dotarea acestora cu echipament de protecție corespunzător. Tot din 6 aprilie, angajatorii au obligația instituirii unor măsuri preventive de sănătate și de reducerea riscului epidemiologic, după cum urmează evaluarea și monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților și raportarea neîntârziată către numărul de urgență 112 a angajaților cu simptome de infecție respiratorie acută, a celor care se prezintă la muncă sau a celor care solicită concediu medical, asigurarea că toți angajații aplică măsurile de limitare și prevenire în scopul reducerii riscului epidemiologic de transmiterea virusului SARS-CoV-2, respectiv acoperirea nasului și a gurii prin măști de protecție sau improvizate. În vederea asigurării cu cele necesare traiului zilnic, persoanele vor apela la rude, aparținători din raza localității de domiciliu, care sunt obligate să le susțină și să le ofere ajutorul. În situația în care persoanele aflate în autoizolare nu au soluții de asigurare a aprovizionării, acestea vor informa autoritățile administrației publice locale. Autoritățile publice locale au obligația organizării unei evidențe a persoanelor aflate în autoizolare datorită pandemiei SARS-CoV-2 și a organizării unui serviciu de aprovizionare a persoanelor aflate în autoizolare, inclusiv prin implicarea mediului asociativ și a voluntarilor.